Care scheme și care monopoluri au fost anihilate în ultimul an? Da, asta e o întrebare fantastică, dar numai nu la mine. Guvernarea actuală a venit în mare parte și pe discuțiile publice și prin vinuirile aduse publice față de guvernarea anterioară, și Dodon și Plahotniuc, că au existat domeniul, monopoluri în domeniul metalelor. Și amu vedem că metalele se monopolizează BPM-ul, o companie transnistreană subordonată sau înființată de uzina metalurgică. Ce s-a întâmplat pe piața metalurgică? Dar nimic. S-au monopolizat, au introdus niște proiecte de legi care au eliminat de pe piață niște concurenți, pe piața moldovenească, și au întărit monopolul transnistrean. Punct. Gata. Până aici mai mult n-ai și discutat. Implicat ministra mediului și câțiva deputați care se speculează cu la 15 milioane de dolari. Bu, tu mai ți doare cap. Și asta nu o spun eu. O spun cei din domeniul metalilor care lucrează. Pe piața cerealilor. Mă sună unul din fermieri, mă duc la fermier, fermierul are 5.000 de tone de porumb. Interdicție la export de porumb, interdicție la export de cereale, și el spune că eu nu pot să export. Iar că eu, mâine, încep să cosesc grâu, să-l aduc în hambar. N-am unde al pune. La mine depozitele sunt pline. De la ce mișle iau un domn? Zic, da, de ce? Pentru că tot ce înseamnă capacitatea noastră de export, elevatoarele, transportul, auto, rutier, feroviar, e luat din niște băieți șmecheri, monopoliști, câți două, trei companii mari, 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 și toți lucrează pe direcția Ucraina, Galațu, Constanța, Giurgiuleștiu. Asta cum? Asta înseamnă că eu am filmat un tren, cum se duce cu eșalonul plin cu motorină în Ucraina și de acolo aduce și cereale, care sunt mult mai ieftine, domnule Gonț. Băieții ăștia fac atâția bani că noi nici n-am... Monopoliștii actuali, că nu vreau să mă bag în denumirile lor companiilor, dar toată lumea știe și au auzit de Transoil sau de alții. Sau de și de la Edineț, care să... Fără nume, că ăștia au atâția bani că pot să cumpere televiziunea numai ca să o închidă. Da, și să o închidă, da. Băieții nici nu au visat că îi poți face atâția bani. Ei nici pe perioada lui Plahotniuc nu au câștigat așa de bine. Vă spun eu că nu au câștigat așa de bine nici pe perioada lui Plahotniuc. Dar vă spun un singur caz ca să fie clar. O băgat interdicție la export, la porumb. Asta s-a întâmplat practic în primele zile de război cu Ucraina. Ua, panică, cepă, nu știu ce s-a întâmplat. Băgăm interdicții. Fără să avem statistica oficială cât porumb am strâns în anul 2021. Ținând cont că noi consumăm câteva sute de mii de tone, acolo în general la porumb, că noi nu avem zootehnie, noi nu avem multe, nu avem. Dar s-au colectat cam 3 milioane până la momentul acela. Încă erau mult porumb pe deal. În februarie erau mult porumb pe deal. Care era logica să bagi interdicția la export de porumb? Două săptămâni câteva televiziuni afiliate bombardează creierul la țărani că interdicție, că nu vom exporta porumb pentru securitatea alimentară. Oamenii de frică încep să vândă mai ieftin, dar să vândă să nu rămână cu porumbul. Câțiva șmecheri cumpără în jur de 250.000 de tone, au reușit în 20 de zile să cumpere. Din ce și reușesc eu să vă spun că am aflat din sursele mele. Peste 20 de zile se trezește doamna prim-ministru, scoate interdicția de export, prețul de la 3,30-3,60 se duce la 5,60. Aproape dublu, cu 2 lei, numai că, pac, cei care și-au umplut ambarele cu porumb ieftin, nu mai cumpără de pe piața locală. Și încep să meargă la export. Exportă băieții. Plus, fermierul care vinde la exportator nu are restituire de TVA, dar exportatorul, Transoilul, de exemplu, are restituire de TVA de la stat încă, după ce face export. Apoi dacă calculez cât au câștigat bonusul pe logul ăla, domnul Gonță, aici așa aveau profit, că nu lucrează nimic pe minus. Plus, restituire TV, el a câștigat în jur de 2 lei, 250.000 de tone. La 100.000 de tone, 2 lei, 200 milioane. Ei au câștigat odată un tun într-o singură lună de zile de 600 milioane de lei. 600 milioane de lei trebuia să meargă în buzunarul fermierului X, Y, Z. El trebuia să câștige niște bănuți. Amu 500 milioane s-au dus, știți unde? În offshore. Că ei nu, aici nu fac nimeni investiții. Companiile astea nu fac investiții aici. În loc, țăranul, fermierul, agricultorul, care după un an săcetos, 2020, să se bucure de un preț bun la cereale, să cumpere o tehnică nouă, să facă un ambar nou, să cumpere, nu știu, au și faci cu țăranii, cu bănuții. Bați, au câștigat alții. Am o întrebare către toți cei care conduc Republica Moldova. Băi, fraților, doamna prim-ministru, dar în baza la ce ați băgat interdicții? Ia că vreau să înțeleg, voi în baza la care calcule ați băgat și care a fost rezonul economic? Care a fost rezonul? Eu, dacă aș fi fost un procuror, eu aveam să mă duc să bat la ușă să întreb. Ia, spuneți-mi, vă rog, nu prea înțelegem noi care au fost combinațiile aici. Pentru că mi se pare că miroase a grupul organizat.
a grupul organizat. Că nu cred, ministrul să nu știut, pentru că trebuie să vină un raport, doamna prim-ministru, când a băgat interdicție, trebuie să bazeze pe un raport a ministrului agriculturii, a șefului Comisiei Parlamentare pentru Agricultură. Dar nu poți să iei o decizie din capul tău, nu? Eu așa cred. Apoi, eu vă spun, iată, monopolul, cum a fost, încă s-a întărit, vă spun eu că s-a întărit, băieții care fășeau mai puțin bani, probabil, și încă se împărțeau și cu cei care i-am fugărit, acum se împart probabil cu alții care au venit la guvernare, că nu mai sunt așa de proști, se împart cu cei care au fugit, că nu dețin așa puterea. Apoi, iată, vedeți, atunci când tu spui public, că noi, că n-ați venit, m-am să rupi monopolul ăsta, am să facem regulul monopolul și ala, și trec 10 luni, și băieții foarte bine mersi, lucrează în continuare. Atunci țăranii și fermierii care ești la protest au dreptul legal să întrebe. Ei băieți, sunt 3-4 importatori monopoliști și 2-3 exportatori monopoliști. Și noi țăranii unii ne pierdem. Pentru care dejiști? Pentru care că rost la căruț? Și eu înțeleg perfect. Numai că acum întrebarea către cei care au ieșit în stradă. Care e finalitatea protestului? Că dăm jos guvernul? Că schimbăm guvernarea? Că îi batem pe ăștia? Că și facem? Eu am niște întrebări și îmi pare rău că doamna prim-ministru s-a sculat de la masa de discuție în loc să stăie cu ei până la urmă, spună ce trebuie de la noi și trebuie să facem ca noi încheiem subiectul cu voi, v-ați dus acasă și vă apucați de lucru, noi ne apucăm de alte lucruri, noi avem fiecare zonă, unii nu dai peste tot, e putred. Dar dacă tu fugi de la discuții, de la negocieri, gata, acolo e tupic, mai departe nu există dezvoltare.